5 plante care ajută la eliminarea flegmei. Știai că, datorită compușilor săi, ghimbirul este de mare ajutor în curățarea tuburilor bronșice și eliminarea toxinelor și a secrețiilor? În plus, există și alte plante care au aceleași efecte. Înainte de a prezenta lista de plante care ajută la eliminarea flegmei, este important să afli ce este de fapt aceasta. Flegma și alte secreții lipicioase provin din căile respiratorii, pe care le mențin lubrifiate. În plus, acestea captează și ajută la eliminarea agenților contaminanți și infecțioși din mediu. Flegma conține glicoproteine, anticorpi și alte substanțe care joacă un rol important în menținerea sănătății sistemului imunitar. Astfel, într-un fel sau altul, această secreție este necesară. Însă, atunci când există o infecție în organism, flegma este produsă în cantități excesive, provocând congestie și alte simptome neplăcute. Din fericire, există diverse soluții naturale pentru reducerea flegmei care ameliorează și simptomele provocate de aceasta. Poți folosi aceste remedii pentru a suplimenta tratamentul cu medicamente expectorante. În cele ce urmează, îți prezentăm 5 dintre cele mai bune plante care ajută la eliminarea flegmei. Proprietățile lor contribuie la curățarea plămânilor. Iată care sunt ele. 1. Eucaliptul, pe lista de plante, care ajută la eliminarea flegmei plante, care ajută la eliminarea flegmei prin inhalarea de aburi frunzele de eucalipt, conțin uleiuri esențiale, antioxidanți și compuși antiinflamatori, care ameliorează iritațiile cauzate de excesul de mucus. Esența concentrată de eucalipt desfundă nasul și căile respiratorii, ajutând la eliminarea secrețiilor care împiedică circulația normală a aerului în corp. Ingrediente 3 linguri de frunze de eucalipt Două căni de apă. Mod de preparare pune frunzele de eucalipt în apă și lasă amestecul să fiarbă 20 de minute. Acoperă vasul pentru a ține aburi în interior. Instrucțiuni ia capacul de pe vas și apropieți fața pentru a inhala aburii. acoperă capul cu un prosop pentru a obține cele mai bune rezultate. Stai așa 5 minus 10 minute, apoi odihnește-te. Repeta a doua zi dacă este nevoie. 2 oregano, frunzele de sovârf, oregano, conțin uleiuri esențiale și substanțe antibiotice care ajută la combaterea infecțiilor care produc excesul de flegmă. Infuzia din această plantă înmoaie mucusul și ameliorează congestia. Ingrediente o linguriță de sovârf. O cană de apă clocotită. Mod de preparare pune frunzele de sovârf în apa clocotită și acoperă vasul. Lasă planta la infuzat 10 minute, strecoară lichidul și bea instrucțiuni bea două, trei când de ai pe zi, până îți simți căile respiratorii deschise. 3. Cimbrul cimbrul pe lista de plante care ajută la eliminarea flegmei proprietățile medicinale ale cimbrului sunt valorificate de mulți oameni pentru tratarea gripe și a răcelii. Această plantă conține compuși antisectici, expectoranți și antispasmodici care tratează tusea și iritațiile asociate flegmei în exces. Ingrediente jumătate lingură de cimbru o cană de apă, o lingură de miere de albine. Mod de preparare adaugă cimbrul în apă și lasă-l să fiarbă 5 minute. Acoperă vasul și lasă planta la infuzat 10 minute. Când este gata, strecoară ceaiul și îndulcește-le cu o lingură de miere de albine. Instrucțiuni bea două căni de ceai pe zi timp de 3-5 zile. 4. Gimbirul, gimbirul se află pe lista de plante care ajută la eliminarea flegmei datorită gingerolului, compusul său activ. Acesta din urmă are proprietăți antibacteriene, expectorante și antiinflamatoare care contribuie la ameliorarea infecțiilor respiratorii. Atât gingerolul, cât și antioxidanții și uleiurile din ghimbir, relaxează tuburile bronșice și elimină secrețiile și toxinele. Ingrediente jumătate lingură de ghimbir ras. O cană de apă o lingură de miere de albine. Mod de preparare rade ghimbirul până obții o jumătate de lingură de produs și adaugă-l în apa clocotită. Acoperă vasul și lasă planta la infuzat 10 minute. Strecoară ceaiul și îndulcește-le cu miere de albine. Instrucțiuni bea până la 3 când de ceai de ghimbir pe zi. Repetă procedeul 2-3 zile până observi o diminuare producției de mucus. 5. Foile de dafin plante, care ajută la eliminarea flegmei, precum frunzele de dafin. Foile de dafin nu pot lipsi de pe lista de plante, care ajută la eliminarea flegmei. Acestea conțin componente naturale benefice pentru plămâni. Foile de dafin sunt expectorante și ameliorează congestia din piept. Ingrediente O lingură de foi de dafin O cană de apă Mod de preparare Adaugă foile de dafin în apa clăcotită și lasă planta la infuzat 10 minute strecoară ceaiul și bea. Instrucțiuni bea până la două căni de ceai în fiecare zi. Ai putea, de asemenea, să înmoi o cârpă în ceai și să aplici compresa pe piept. Repetă tratamentul până la ameliorarea congestiei și eliminarea excesului de mucus. Nu uita că, pe lângă folosirea acestor remedii cu plante care ajută la eliminarea flegmei, trebuie să mărești consumul de apă și lichide sănătoase pentru a curăța căile respiratorii. În plus, în perioada în care suferi de o afecțiune respiratorie, trebuie să te ferești de chimicalele irritante, praf și alte substanțe volatile care ar putea agrava problema. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!